Bine v-am regăsit la Eu și Energia. Suntem la al doilea episod al singurului podcast care îți spune cum funcționează sistemul energetic din România, dar îți și explică prețurile la curent electric. Iar astăzi răspundem la întrebarea: pot face eu ceva ca să plătesc mai puțin la factura de curent? O minimă schimbare de comportament, de conștientizare, de compromis uneori pot da niște rezultate spectaculoase. Încărcătoarele mai scot, dar în rest cam toate în priză. Cred că s-a redus cu jumătate factura, nici n-am consumatori foarte mari, dar ce facem în casă este să fim conștienți de faptul că atunci când e soare afară, putem consuma direct din panourile fotovoltaice de pe casă. Mi-am pus spoturi și nu stau cu becurile și sunt mai economice spoturile și las lumina prinsă doar în bucătărie. Toate aceste măsuri înseamnă evitarea risipei, pentru că evitarea risipei ajută la o factură ceva mai mică și ajută eventual și pe termen lung la crearea anumitor comportamente care vor duce la facturi mai mici și pe viitor, nu doar acum. Există o soluție miraculoasă pe care fiecare dintre noi o are la câțiva metri distanță, nu? Stingeți lumina, o să spuneți. Da, și asta. Dar, de fapt, ar trebui să stingeți mult mai mult și pentru asta trebuie să ne urmăriți. Un încărcător de laptop este un consumator cam de vreo 20 de ori mai puternic decât un telefon. Se spune că 5% din energie o consumă echipamentele stând în stand-by. Dacă într-un an de zile o gospodărie medie, 3 camere, nu lasă în stand-by nici routerul Wi-Fi, nici televizorul, nici aerul condiționat și ce mai are el în stand-by acolo, face o reducere de până la 180 de lei pe an. Astăzi vă vom prezenta și o soluție de viitor. Sunt calcule făcute și s-a dovedit că un astfel de sistem smart home îți poate reduce cu până la 3% consumul anual de energie electrică. Dar și cum să faci să plătești mai puțin, dar să și devii producător de curent? Da, până aici am ajuns cu tehnologia și este accesibil pentru majoritatea celor care au un consum mare. Pe această casă sunt 32 de panouri fotovoltaice. Nu aveți nevoie de absolut nimic. Totul anual avem un surplus de 1 megawattoră de energie, ceea ce e destul de mult. Și vedem că în 4 ani de zile ne-am amortizat costul cu panou, iar acel panou va funcționa undeva la 20 de ani de zile. De când s-a mărit prețul la energie, toată lumea își dorește panouri să devină prosumator și de când s-a anunțat legea prosumatorului cu compensarea de 1-1. Dar poate multora dintre voi asta o să li se pară complicate și uneori costisitoare. Sau poate ai factura destul de mică încât să nu merite o investiție. Aici intervine cea mai puternică armă pe care statul ne-a pus-o în mână. Odată cu liberalizarea, fiecare dintre noi are dreptul să plece la o companie care îi oferă un preț mai apropiat de puterea sa financiară. Poți schimba furnizorul de energie electrică gratuit, oricând. Da, prieteni, în orice moment, chiar și acum când ascultați podcastul nostru, puteți să vă faceți un contract la altă companie care vă dă un preț mai mic. Nu durează, nu costă, totul e să vrei. Asculți Eu și Energia, podcastul care are grijă de facturile tale. Bun găsit! Suntem Cătălin Striblea, Mihai Nicuț, redactor șef al publicației economica.net și Mihai Bucureșteanu, jurnalist Europa FM. Al doilea episod al podcastului Eu și Energie aduce soluții pentru un consum mai eficient și un trai mai bun. Mai pe șleau, am vrut să vedem ce poate face un consumator dacă vrea să plătească mai puțin pentru factură. Mai întâi, însă, cel mai important lucru. Poți schimba furnizorul de energie electrică gratuit, oricând, nu există niciun fel de cheltuială, niciun fel de taxă, schimb gratuit, oricând vrei tu, fără niciun cost suplimentar, schimbarea se face în 21 de zile, nici măcar nu îl anunți pe vechiul furnizor de la care pleci, doar faci o notificare la noul furnizor la care vrei să te duci. Nu trebuie să închei contractul la... Nu, doar anunți furnizorul la care te duci, eventual îi dai datele cu care să se încheie noul tău contract de furnizare, iar furnizorul tău se ocupă și de relația cu firma de distribuție, cea care are contorul, și de relația cu vechiul tău furnizor de la care tu pleci. Dar asta înseamnă că aș putea să-mi schimb contractul la fiecare lună. Da, se poate schimba contractul oricând. În 21 de zile este termenul obligatoriu în care să devii client
clientul noului furnizor la care vrei să te duci de la momentul în care ai renunțat la furnizorul tău vechi. Asta e arma cea mai puternică, exact, odată pe care o avem la îndemână. E ceva ce putem face. Să urmărim prețurile. În comparatorul de prețuri al autorității de reglementare se găsește pe site în dreapta la nre.ro, acolo comparator prețuri furnizare, energie electrică și gaze naturale. Treceți zona geografică, sunt niște câmpuri simplu de completat. Zona geografică, eventual consumul și nivelul de tensiune, joasă tensiune pentru că suntem casnici și data de la care vrem să încheiem contractul și se listează ofertele. Sunt 100 și ceva de oferte de energie electrică pentru consumatorii casnici în momentul ăsta. L-am ascultat pe Mihai Nicuț. Fac și o mențiune aici. Vreme de un an, nu aveți presiunea de a schimba furnizorul. Puteți căuta cea mai bună ofertă. Asta pentru că statul a plafonat prețurile dacă voi consumați până la 300 de kW. Iar dacă ne-am ales contractul și furnizorul, de-abia acum este momentul să stingem lumina. Și nu numai. O să vă explicăm imediat cum. Înainte însă i-am întrebat pe colegii noștri de la Europa FM ce au făcut ei ca să-și micșoreze facturile la curentul electric. La tine în Corbeanca, cum consumi mai puțină energie acasă? Ai făcut ceva special? Da. Îți scoți încărcătorul din priză când pleci de acasă? Televizorul? Când plec în vacanță îmi scot toți consumatorii din priză sau îi închid ca să nu rămână monitoarele să consume, nu știu cât de mult economisesc așa. Mi-am înlocuit toate becurile din casă, sunt becuri economice cu LED acum și un lucru pe care l-am făcut, e adevărat, presupune și un cost. În urmă cu 3 ani m-am înscris în programul pentru fotovoltaice depus pe casă, nu câștig vreun ban din asta. Dar ți-ai redus factura, poți să-mi dai și un procent? Cred că s-a redus cu jumătate factura, nici n-am consumatori foarte mari. Ți-ai schimbat becurile cu unele care consumă de mai foarte puțin? Mult timp, dar eu oricum nu prea stau acasă. Dar astea care funcționează acasă sunt economice. Cu LED. Păi fac ce fac eu ca să reduc consumul la energie. Poate nu faci nimic. Ba da, mi-am pus spoturi și nu stau cu becurile și sunt mai economice spoturile și las lumina prinsă doar în bucătărie. Chestia asta pot să ți-o spun și da, într-adevăr, n-am grijă să nu las niciun încărcător în priză când plec de acasă. Ce faceți dumneavoastră acasă ca să consumați mai puțină energie electrică? Sau ați făcut ceva ca să consumați mai puțină? Da, locuiesc toată ziua la serviciu. În afară de asta. Stai să mă gândesc, mai puțină energie electrică? Mi-am pus LED-uri. Din când în când închidem niște prize, dar nu atât ca să consumăm energie, cât să nu ne strice aparatele vreo. Vedere de tensiune. Bă, ce-am făcut? N-am făcut nimic. Și vă propun că astăzi să mai desfințăm un mit, cel legat de comportament. Când experți sau funcționari europeni ne invită să dăm un grad mai jos căldura sau să ridicăm cu un grad mai sus aerul condiționat, asta nu are legătură cu comunismul. Are legătură cu respectul pe care îl acordăm societății, dar și generațiilor viitoare. Vicepreședintele ANRE, Zoltan Noghi, și expertul în energie, Claudiu Butacu. Mai ales la casnic, o minimă schimbare de comportament, de conștientizare, de compromis uneori, da? poate și de compromis este nevoie uneori, pot da niște rezultate spectaculoase. Din păcate, încă foarte, foarte mulți concetățeni de ai noștri au rămas cu experiențe negative din perioada comunistă, când se raționaliza energia. Și la foarte mulți, măsurile de eficiență, între măsurile de eficiență și raționalizarea energiei din perioada comunistă, este un semn de egalitate. Am făcut un ghid și exact nu știam de unde să începem. Și primul lucru pe care l-am identificat este comportamentul, care este foarte ușor să lezeze sau să deranjeze la un moment dat, pentru că sunt anumite titluri de ziar în care spun că dacă n-ai mai vrea să ai 24 de grade Celsius și te-ai mulțumit cu 21 sau cu 20 de grade Celsius în casă, ai avea îmbunătățiri foarte mari la factură. Dar lumea face foarte repede paralela cu perioada comunistă în care ți se spunea să mai pui o haină în plus. Nu e vorba doar despre treaba asta. E vorba că acum dacă tu vrei să-ți asiguri o temperatură în casă cu o centrală termică, să spunem, sau cu un calorifer, important este să nu dai la maxim toate lucrurile alea, ci să poți să controlezi astfel încât consumul să-ți asigure temperatura pe care tu o dorești în casă. De foarte multe ori dăm centrala sau caloriferul la maxim
și se face prea cald, după care trebuie să irisești sau să faci un pic rece sau oprești. Lucrurile astea înseamnă un consum foarte mare de energie. Deci primul lucru pe care l-aș recomanda este comportamentul. Că ventilăm de dimineață, că începem să vedem cum asigurăm, închidem ușile să nu încălzim sau când dăm drumul la aer condiționat pe timp de vară, nu încercăm să răcim orașul. Dacă este foarte luminos, însorit, cald afară, înainte să dai drumul la aerul condiționat, trage totuși torul, pentru că va fi mai rece și aerul condiționat va consuma mai puțin electricitate. În general, când vrei să gătești, dacă vrei să o faci mai bine, chiar și într-o bucătărie de bloc, încearcă să o faci pe seară, nu ziua când trebuie să dai drumul la hotă, pentru că seara este mai ok și se deschide geamul, se aerisește singură bucătăria și nu mai consumi energie electrică. Deci acestea sunt chestiuni mici de comportament. L-ați ascultat și pe Mihai Nicuț. Putem să facem un pas mai departe, chiar și dincolo de stinsul luminii. Putem să ne luăm și prize cu întrerupător. Da, pare greu de crezut, dar un aparat închis, care e lăsat în priză, consumă curent în continuare. Cât? Ne spune Claudiu Butacu, expert în energie. Un alt comportament pe care putem să-l facem acasă este să nu mai lăsăm cu echipamentele să consume în stand-by. Stand-by. Asta voiam să te întreb. Cât de mult consumă eu? Televizorul, de exemplu. Procentul este, la televizor n-am idee acum la astea cu LED și Super QLED și când se dezvoltă tehnologia foarte mult, dar un laptop sau, de exemplu, orice echipament care are un LED aprins sau o piesă electronică. Încărcătorul de la telefon, multă lume și-l uită acolo în priză. Da, ăla este un consumator destul de mic. Un încărcător de laptop este un consumator cam de vreo 20 de ori mai puternic decât un telefon. Se spune că 5% din energie o consumă echipamentele stând în stand-by. La fel și laptopurile, dacă ne gândim că ele sunt încărcate și putem să le folosim pe baterie sau le lăsăm la încărcat tot timpul și să funcționeze sau rămân toate LED-urile alea aprinse. Cineva ne-a spus, păi și ce o să fac acum, scot toate echipamentele din priză? Nu, dar uite, dacă poți folosi un prelungitor care are buton de on-off și atunci ai mai multe echipamente din zona multimedia băgate acolo, când pleci de acasă poți să apeși pe butonul respectiv și știi că nu mai ai niciun echipament în stand-by. O companie de furnizare din România a făcut un studiu acum 2 ani de zile, ba chiar acum un an și jumătate, prin care a oferit și o sumă și a zis așa, dacă într-un an de zile o gospodărie medie, 3 camere, scoate din priză sau are prize programabile, cum doriți, da? Dar nu lasă în stand-by nici routerul Wi-Fi, nici televizorul, nici aerul condiționat și ce mai are el în stand-by acolo, face o reducere de până la 180 de lei pe an. Atenție, și vorbim de prețurile de acum un an jumate. Deci probabil acum vorbim despre peste 200-220 de lei pe an. Atenție, doar dacă scoatem din priză și nu le lăsăm să meargă în modul stand-by. Știm, pare un efort mare, dar dacă iei în seamă rezultatele, s-ar putea să merite. Cu o investiție minimă, vă oferim și o altă soluție, becurile cu LED. La partea de LED-uri, când vorbim despre consumul eficientizat față de becurile, că incandescența este enorm. Deci sunt factori de 8-10 ori mai mari doar dacă schimb toate LED-urile. Am numărat la un moment dat cu cineva care a spus că nu crede că le influențează foarte mult. Avea 82 de spoturi vechi în casă. Avea o putere instalată enormă, un consum foarte mare de energie. Mai mult de atâta, spoturile și becurile cu incandescență nu fac față de regulă unul singur și sunt lămpi sau lustre cu mai multe. Și atunci dacă nu le poți controla independent, atunci când le aprinzi consumă foarte, foarte mult. LED-urile, un lucru foarte important este consumul redus pe care l-au din naștere și după aia partea de potențiometru, ai putea să le chiar variezi sau să le deschizi independent. Un lucru foarte important ar fi dacă putem folosi senzori de prezență atunci când mergem într-o încăpere sau când plecăm dintr-o încăpere să se închidă automat, atunci putem să anulăm, să spunem, efectul în care am uitat lumina aprinsă sau chestii de genul ăsta. LED-urile, de regulă, acum sunt foarte multe programe care te ajută să le schimbi, inclusiv branduri independente care îți spun vino cu un bec vechi și îți dăm un bec nou sau anumită paritate, să spunem, ca să schimbi LED-urile. Este impresionantă diferența pe care o poți obține doar de la iluminat, pentru că suntem mari consumatori de iluminat și pe timp de zi și pe timp de seară. Iluminatul cu LED este de 10 ori mai economic decât iluminatul cu un bec incandescent. Un bec cu LED ține 10 ani de zile, un bec cu incandescență ține 2 luni de zile. Chiar dacă pare scump, în realitate este foarte ieftin, iar un bec LED este de 2 ori mai eficient chiar și decât un bec cu gaz, un bec clasic cu neon pe care îl vedem dumneavoastră. Deci, cumpărați-vă becuri LED.
Zice, dar parcă nu dă lumină la fel de frumoasă. Care... Dacă ne cumpărăm niște LED-uri smart, care sunt într-adevăr mai scumpe, vedem că putem regla intensitatea și tipul de lumină, inclusiv din aplicația noastră pe care o avem pe telefon, pentru că și aceste becuri LED sunt smart, se leagă prin Wi-Fi la telefonul nostru și le reglăm intensitatea luminii, o vrem mai caldă, o vrem mai rece, se poate regla chiar și automat în funcție de intensitatea luminii de afară, pentru cele mai deștepte, dar într-adevăr mai scumpe. Și nu uitați să vă uitați pe clasificările produselor electrocasnice. Aurile cu plusuri multe nu mai există. Avem acum clase de la A la G și fiecare vă poate aduce un tip de economie chiar dacă plătiți ceva în plus. Eu și Energia, un podcast Europa FM care ar putea să-ți reducă factura la curentul electric. Avem însă lucruri chiar mai complicate aici la Eu și Energia pentru cei care chiar vor să nu mai plătească nimic. Partea de automatizare, cred că cuvântul este pompos, dar este din ce în ce mai ușor și mai affordable, mai ușor accesibil să-ți montezi un sistem de automatizare și control în locuință. Unele sunt doar de monitorizare, contează și treaba asta, o priză inteligentă care îți poate spune cât consumă fierbătorul de cafea, cât consumă mașina de spălat când folosești un anumit program, sunt lucruri foarte importante. Lumea nu știe exact, se ia doar după niște programe și după o clasă de eficiență energetică, dar una este să speli mașina spălat rufe la 60 de grade sau la 80 de grade Celsius, 3 ore și jumate. Da. După aia, un alt comportament este mașina de spălat vase, de exemplu, versus a spăla vasele manual. Ei bine, sunt studii care arată acum că pot fi de 5, 7, 8 ori mai eficiente mașina de spălat vase decât spălatul manual. Cantitatea de apă pe care o folosește încălzită o mașină de spălat vase este mult mai puțină decât dacă am spălat independent fiecare produs. Percepția este că nu folosim un electrocasnic pentru că consumă energie, dar folosim apă caldă pentru a spăla fiecare produs și avem foarte multă... Care e cel mai ușor de aplicat sistem smart pentru un apartament? Nu știu, mă duc eu într-un magazin și vreau să-mi iau un sistem de ăsta. Sunt deja echipamente gândite pentru locuințe, pentru apartamente 2, 3, 4 camere, care pot controla partea de iluminat, prize inteligente, inclusiv caloriferele pot fi reglate automatizat, sau există și foarte, foarte multe echipamente care pot fi automatizate de cei care sunt curioși să gândească ei sistemul. Eu am început acum 8 ani și am reușit să automatizez inclusiv fântâna de apă pentru cățelul meu. Cățelul meu, de exemplu, nu avea voie să stea într-o cameră care temperatura creștea de 28 de grade Celsius și atunci pe timp de zi, dacă riscam ca temperatura să crească, pornea automatizarea aerului condiționat instant și atunci poți să ajungi la niște sume foarte mici, vorbim de 10 de lei să poți să controlezi un echipament și să ai consum redus pe echipamentul respectiv. Dar asta înseamnă și o investiție înainte. Da. Și... care ar fi cam cât? Uite, de exemplu, mi-ai dat exemplul tău. În acești ani, cam cât ai investit pentru acest sistem automat? De la alarmă în locuință, de la contacte magnetice pe care le pui la geamuri și la uși care să-ți spună fie că e deschisă ușa, nu da drumul la aer condiționat sau interzice direct automatizarea treaba asta, dar la, și la partea de efracție, foarte important, am reușit să automatizez casa inclusiv cu aspirator, automat, aparatul de cafea, iluminatul, sub 400 de euro. Adică cu 2000 de lei, o investiție treptată în 2 ani de zi. Și mă ajută să-mi dau seama unde mă poziționez, ce pot să-mi îmbunătățesc, ce echipament poate că ar trebui să-l schimb sau să-l folosesc altfel. De exemplu, espresorul de cafea îl folosesc doar când fac cafea. Dacă îl lași să funcționeze pe timp de zi, poate să-ți produc, să consume, pentru că el asigură temperatură de fierbere în apa aia, ca și cum tu vrei să faci cafea tot timpul. Deși tu folosești poate o dată sau de două ori pe zi. Sunt calcule făcute și s-a dovedit că un astfel de sistem smart home îți poate reduce cu până la 3% consumul anual de energie electrică. 3% deja e o sumă importantă în tot ce faci. Deja este o sumă importantă, date fiind prețurile care sunt, mai ales pentru consumatorii care consumă mult, pentru că, repet, la ei nu există plafon. Dar cum ar fi să aveți o casă care nu numai să consume, ci care să și producă curent electric? Mihai Bucureșteanu a intrat într-o casă perfect adaptată la lumea și mai ales la prețurile de astăzi. O găsiți în curtea Facultății de Inginerie a Instalațiilor. De la distanță o să vi se pară o casă modulară sau SF, dat fiind fațada albă, dar are o poveste pe care am aflat-o de la Corina, unul dintre oamenii care a lucrat ca această casă să fie 100% sustenabilă, adică zero facturi.
Casa a fost construită pentru Orientul Mijlociu, acolo în Dubai. Noi am orientat suprafețele vitrate către nord și către vest, tocmai ca să minimizăm aportul solar. Iar aici le-am pus către est și sud, pentru că ne dorim aport solar. Pentru a fi 100% sustenabilă, casa are nevoie de un centru de comandă, dacă aș putea să-i spun așa. Mi l-a arătat Răzvan. Toate echipamentele din casă sunt alimentate de la panourile fotovoltaice, nu suntem conectați la rețeaua de gaze, totul este electric. Pe această casă sunt 32 de panouri fotovoltaice. Practic se alimentează singură, nu aveți nevoie de absolut nimic. Totul anual avem un surplus de 1 MW de energie, ceea ce e destul de mult. Acest surplus îl dăm... Mergem și vedem camera tehnică și după aia sunt foarte curios cum e în interior și ce soluții smart ați găsit pentru a consuma cât mai puțină energie electrică. Wow! Câte fire! Camerele noastre tehnice sunt împărțite în două. Aceasta este camera tehnică de parte de electrice și automatizări. Vă ziceam de cele panouri fotovoltaice. Curentul pe care ele îl produc este curent continuu. În casă, consumatorii folosesc curent alternativ. Ca să facem această conversie, folosim două invertoare care iau curentul continuu, îl transformă în curent alternativ, îl trimit la consumatori în casă, iar surplusul trece prin acest invertor hibrid care comunică cu sistemul de baterie. Trebuie să fac o diferență. Există panouri solare și panouri fotovoltaice. Panourile fotovoltaice produc curent, panourile solare încălzesc cu un agent termic. La casa aceasta, ca agent termic, noi folosim glicolul. De ce îl folosim pe acesta și nu încălzim direct apa? Pentru că putem, cu ajutorul unei pompe, putem să îl încălzim la o presiune și temperatură mult mai mari și astfel e mult mai eficient. Partea de ventilație a casei se face cu ajutorul unui recuperator de căldură. Cum funcționează el? Practic extrage aerul viciat din casă, din bucătărie și băi, și îl introduce apoi curățat în casă prin living și camera de dining. Și să nu uităm de sistemele inteligente, instalate inclusiv în baie. Casa este conectată la aplicație de automatizare, care poate să controleze partea de ventilație, partea de lumini. Avem și Alexa, care ne poate spune și starea casei, să controleze la fel echipamentele casei. În baie avem oglindă smart, care ne dă informații despre trafic, despre vreme. Despre parametrii casei. Casa smart ar putea avea însă și un pas intermediar, cel în care din consumator devii, cum se numește, prosumator. Asta înseamnă că la rânduți poți livra curent în rețea sau cel puțin să-ți faci o parte din curentul tău electric. România nu numai că oferă ajutoare de stat aici, dar are deja o piață pentru domeniul acesta, iar interesul este din ce în ce mai mare, spun reprezentanții firmelor care vând astfel de sisteme. Față de anul trecut cu peste 200%, da, mai mult decât dublu, de când s-a mărit prețul la energie. Toată lumea își dorește panouri să devină prosumator și de când s-a anunțat legea prosumatorului cu compensarea de 1-1. Toată lumea își dorește panouri fotovoltaice. Da. Sunt cu mult mai mulți care se interesează, deși acest târg nu e dedicat pentru așa ceva. Este un târg de primăvară, târg dedicat încă anul ăsta noi n-am prins. Am fost la târg dedicat. Mai de mult au fost atâția clienți care s-au interesat ca și acum. Interesul este major și cerere foarte mare. Numărul documentelor a crescut atât de mare, problema e livrarea echipamentelor. La fel cum a crescut raportul de producție și vânzare, la fel e penuria mare de lipsă de echipamente și componente. Se așteaptă de la 30 de zile în sus, atât pentru invertoare și încep încet ușor să fie probleme chiar și cu panourile. Un kilowatt instalat într-un panou fotovoltaic costă aproximativ 1000 de euro, da? Mai mult sau mai puțin, deci undeva la 5000 de lei. Calculele pentru o producție media anuală se fac în România la 1200 de ore pe an, da? Deci noi am dat 5000 de lei să ne punem panou. Panoul nostru ne produce 1200 de kilowatts pe an. Un kilowatt am văzut că fără plafonări, fără compensări, costă de la un leu în sus, poate un leu 50, da? Un leu 70, depinde la ce furnizor suntem. Deci, înmulțim cei un leu 50, un leu 70 cu cele 1200 de ore în care ne luăm energia de la soare și nu mai luăm de la rețea și vedem că în 4 ani de zile ne-am amortizat costul cu panou. Iar acel panou va funcționa undeva la 20 de ani de zile, iar în primii 10-15, poate chiar mai mult, sunt garantați că va funcționa la 80% din capacitatea lui nominală. Deci merită.
Termenul de autorizare și eliminarea autorizației de construire pentru panourile fotovoltaice s-a redus de la 450 de zile în 2016, acum poți să devii prosumator și în câteva zeci de zile. Este o îmbunătățire clar. După aia, pe partea de energia pe care o produci, și vorbeam despre echipamentele fotovoltaice, dacă sunt sau nu însoțite de acumulatori, acum paritatea la care se tinde să ajungem este să fie aproape de 1-1. Se folosește titlul de paritate, dar realist vorbind, este o paritate doar pe o componentă a energiei pe care o injectezi în rețea, fiind date la o parte niște taxe. Și atunci realitatea este că e undeva pe la 0,8-1. Energia pe care o bagi în rețea față de cât plătești pe energia pe care o iei din rețea. Lucrul ăsta te face să-ți dimensionezi în funcție de consumul tău lunar, uitându-te la factură, cam de câte panouri fotovoltaice ai nevoie. Sistemele de finanțare există chiar și în România de 3 ani, ele merg mai greu, sunt foarte des atacate. Administrația Fondului pentru Mediu de 3 ani de zile rulează acest program în care în fiecare an statul te sprijină cu aproximativ 4.000 de euro să-ți montezi panouri fotovoltaice. Partea de acumulator poate să fie dacă tu îți dorești o independență financiară, adică dacă panourile pe care tu le ai nu produc suficient de mult energie încât să contrabalanceze energia pe care o iei noaptea sau pe timp de iarnă. Mihai Nicuț și Claudiu Butacu au încheiat acest al doilea episod al podcastului Eu și Energia. Unul dintre episoadele următoare va fi dedicat în întregime modului în care panourile fotovoltaice pot intra în casa și în viața voastră. Dar până atunci vom lua la pas rețeaua noastră de curent electric și vom vedea cum va arăta în 2035. Dar și de ce astăzi o parte este în 2022 și una în 1970 și mai ales cât ne costă asta. Enel ți-a prezentat Eu și Energia. Pregătește-te azi pentru energia viitorului și află totul despre dreptul tău la energie. Urmărește în întregime pe europafm.ro podcastul Eu și Energia, susținut de Enel.